că această unitate sanitară nu va deservi numai populația localității Megidia, ci și populația din zonele alăturate. Înțeleg că aceasta se ridică undeva la 150, poate chiar 200.000 de persoane. Cu toții am avut ocazia să vedem imaginile de jos. Dacă facem o comparație între ceea ce am văzut în acele imagini din panoul de jos și ceea ce avem acum în fața ochilor, putem constata efortul care s-a depus pentru a se finaliza aceste lucrări de renovare în 2019. Această clădire pentru noi este o mândrie și cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în lucrările de renovare, coordonatorului PICA, proiectului, managerul de proiect și, desigur, domnului primar, care a urmărit cu foarte multă atenție evoluția acestui proiect. În urma semnării protocolului, lucru care se va întâmpla astăzi, Policlinica va fi dotată cu cele mai moderne echipamente medicale și, când spunem acest lucru, ne referim la echipamente de imagistică și tot ceea ce ar trebui să, sau este necesar pentru o bună funcționare a acestui unități medicale. Închei prin a transmite salutări și toate gândurile bune locuitorilor Megidiei, cu care sper să ne putem revedea la momentul în care vom face inaugurarea acestei unități sanitare. Vă mulțumesc! La Megidia acum 4 ani de zile erau puține șanse să îți continui viața, pentru că era o unitate spitalicească precară cu probleme extrem de delicate, financiare, privind materiale, privind medicii. Era o lipsă acută de medici, dar lucrul acesta vi-l va spune domnul manager. După 4 ani de zile putem să spunem că da, la Megidia este altă lume. În 4 ani de zile, după această bijuterie pe care ați văzut-o astăzi, urmează și alte investiții în unitatea spitalicească. Ce reprezintă exact acel document pe care l-ați semnat astăzi? Am spus că e o clădire frumoasă, e o bijuterie, dar e neînsuflețită. Ca să fie însuflețită, trebuie dotată cu aparatură pentru a putea veni pacienții. Astăzi am semnat acest protocol pentru a însufleți această clădire cu aparatura necesară. Adică să-i dăm destinația și să funcționeze așa cum trebuie, pentru că asta e destinația acestei clădiri. În acest moment, speranța și siguranța cetățenilor este crescut la nivelul normal, că până la urmă să știți că nu sunt lucruri extraordinare, sunt lucruri normale. Aceasta e normalitatea pentru Megidia și sper să fie așa pentru toată lumea. A fost o investiție mare? La cât ajunge această investiție? Da, este o investiție foarte mare. De obicei nu se vorbește de sume, atât cât a fost nevoie, cât această clădire să arate impecabil și să nu se facă rabat de la absolut nimic. Când se pot bucura oamenii din Megidia de această investiție, adică, eu știu, când se vor face și investigații medicale aici? Păi, astăzi am semnat protocolul de finanțare pentru aparatură, își urmează procedurile dumnealor, noi sperăm în câteva luni de zile să avem totul închis, adică inclusiv cu cele mai complicate aparate, RMN, tomograf, aparaturi medicale care nu se găsesc pe piață, ele trebuie comandate și în termenul de fabricare vor fi aduse la policlinică și puse în funcțiune. Acest proiect a început din 2017. Din acel moment am avut niște etape, inclusiv angajarea de specialiști, medici și personal mediu pentru aceste cabinete și această aparatură care astăzi e, pentru care s-a semnat acest protocol și este un dar minunat pentru pacienți și pentru colegii mei care vor lucra cu această aparatură. Imagistică medicală însemnând Erix Digital, CT, aparatul de tomograf, rezonanța magnetică, cea care completează investigațiile, CT-ul, computerul tomograf fiind cel mai important, deoarece poate fi folosit și în cazurile urgente, acolo timpul de investigație fiind mic în raport cu RMN-ul, undeva la 7-12 minute.
Aceste aparate ne ajută să facem diagnosticarea pacientului în timp util,